în ciuda dezvăluirilor privind dezinfectanții diluați folosiți în spitale și a unui control care arată că în 50 de spitale din țară au fost descoperite substanțe de dezinfectare neconforme, Patriciu Achimaș Cadariu spunea săptămâna trecută că românii se pot simți în siguranță în spitale și că el s-ar opera fără probleme într-un spital din România. Nu este prima oară când Ministrul Sănătății se află în mijlocul unei crize. La începutul anului, mai mulți bebeluși diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic au murit fără ca cineva să afle sursa exactă a îmbolnăvirii. Înainte de a fi numit în funcția de Ministru al Sănătății, Patriciu Achimașca Dariu a fost managerul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.